Hai să trăiți bine. A început de ieri să cadă câte un metru de zăpadă. Cam așa ar trebui să înceapă poezia, nu cu a început de ieri să cadă câte un fulg de zăpadă. Un nou episod invernal pe tărâmurile americane. Poate ați urmărit și voi la televizor. Statele Unite ale Americii sunt înghețate bognă și noaptea următoare se anunță una destul de geroasă, cu temperaturi până la minus 40-50 de grade. Să sperăm că aici unde mă aflu eu, ele nu vor coborâ chiar așa de jos. Totuși, domnii specialiști ne anunță că se vor înregistra cel puțin minus 30 de grade. A nins din nou, stratul de zăpadă măsoară chiar un metru pe alocuri. Peisajul este unul extraordinar și vreau să vă arăt și vouă cam cum stau treburile în jurul casei mele. Deja mi-a înghețat mâna pe aparatul de filmat, dar sper să rezist până la final. Ok, hai să vedem puțin, scuzați că am pus mâna unde nu trebuie, în fața camerei. Ok, hai să mergem puțin până la drum. Cam așa arată trotuarul și drumul. Mai este puțin și zăpada ajunge până la poștă. Încă mai continuă să ningă, chiar dacă nu foarte tare. Peisajul din jurul lacului este unul extraordinar. Sunt foarte fericit, chiar dacă iarna și-a făcut de cap, pentru că ador acest anotimp. Cred că sunt printre puținii oameni din lume care am aceste preferințe. Îmi vine să mă tăvălesc în zăpadă, pentru că cele mai frumoase clipe ale vieții le-am petrecut în copilărie, atunci când anotimpul invernal își făcea de cap. Nici vorbă de grătar astăzi, sau cel puțin în următoarea perioadă, pentru că el este îngropat în omăt. Aceasta este intrarea principală în casă, după cum vedeți. Stratul de zăpadă este foarte consistent. Nu am putut să vă prezint prea multe pentru că este foarte frig și cred că trebuie să închei acest filmuleț. Ok, sper că v-a făcut plăcere să-l urmăriți. Rămâneți în continuare aproape de mine pe acest blog. Și promit că vă voi prezenta lucruri destul de interesante. Nu știu dacă reușesc să prind în cadru, au apărut și țuștele într-un loc unde lacul este dezghețat. O să întorc iară camera spre ele și o să apropiu cu zoom-ul cât pot de mult. Dacă iese, iese, dacă nu, asta este. Ok, se pare că nu merge. Cam atât. Pe curând.